Ne aflăm la stația de captare a apei de la Hurez. De aici, apa potabilă ajunge în casele făgărășenilor. Intrăm acum în locul în care se găsesc rezervoarele de la stația Hurez. E o gălăgie foarte mare. Procedura. Apa este captată prin puțuri. Avem aici 5 puțuri care... Gălăgia foarte mare, să ne auzim. Deci de care este procedura? Apa este captată în rezervoare. Avem două rezervoare de 1000 de metri cubi care trec prin o procedură de clorinare. O clorinare înainte de rezervor și o de rezervă în cazul în care nu face față după rezervor. Ne încadrăm în limitele normale ale clorului de 0,1-0,5. Și la Făgăraș cât 0,3. E procent? 0,3 de clor. Deci da. Este în limitele sau parametrii admise normale. De lege, exact. Așa. Și de la rezervor, din acest loc unde sunt rezervoarele, unde merge apa? La Făgăraș. La Făgăraș și la Hurez. Deci după clorinarea de care vorbeați. După clorinare, apa merge către Hurez și către Făgăraș. Mai avem o captare de la Cojota și la Iași. La Iași, da. Deci avem trei locuri, trei captări. Cam ce cantitate, ce debit de apă folosim? Debitul de apă este undeva la 6000 de metri cub pe zi aproximativ, dacă adunăm captarea 1, 2 și 3 împreună. Deci de la cele trei stații, nu? De la cele trei stații, da. Față de consumul, față de anii trecuți, să zicem, înainte de 89, a scăzut, a crescut, cum este? A scăzut în primul rând din cauza reabilitării conduite de la Iași, Hurez, Făgăraș, care s-a făcut prin proiectul CDSC și nemai fiind industrie, automat a scăzut și consumul de apă. Deci stațiile cele trei despre care vorbeam au fost reabilitate prin proiectul derulat în anul trecut, nu? Da. Inclusiv stația la care ne aflăm noi exact. Câți angajați sunt aici? Aici, la stația aceasta, sunt 7, dar total suntem 25. Pentru captare, firma, sectorul captare, tratare, transport. Dar este totul automatizat? Da, avem automatizare. Și urmăriți în orice moment, da. De la sediu, de la Făgăraș sau cum? Prin supraveghere video putem și prin programul SCADA putem urmări tot ceea ce se întâmplă la gospodării. Rezervoarele sunt încuiate? Da, permanent. Nu este nicio problemă, niciun pericol pentru... Niciun pericol, avem încuiat rezervorul, plus încuiată gospodăria de apă. Se ajunge foarte greu până aici. Da, este un drum practicabil. Cum vă descurcați iarna sau? Dacă e caz, mai venim și noi cu putul de la sectorul distribuției și ajutăm colegii ca să ajungă la... Cum faceți analizele? Cât de des la apă? Apa care ajunge constant, în putem să mergem chiar și acum la automatizare și să ia în mod constant, permanent. Deci orice schimbare și la 2 minute și la 2 secunde apare pe tablou de automatizare. Dar analiza din toate punctele de vedere a apei nu se face? Ba da, aceea se face programat conform laboratorului. Deci, un grafic. Cei de la laborator au un grafic și încetează toată analiza. Și DSP-ul face analize? Da. Și deci, cât de des? Conform grafic. Cât de des? Vă zic acum, nu pe departamentul meu, pe departamentul de laborator și ei vin și fac analize și pe captări și inclusiv pe distribuție, plus pe sală.